Iubiți frați și surori, așa cum vă spuneam, mă gândeam aseară la câteva pasaje, le-am recitit, m-am uitat peste ele, dar abia dimineață Domnul mi-a pus pe inimă să vorbesc despre această luptă în câmpul Evangheliei, nu o luptă unii împotriva altora, pentru că apostolul care preda oarecum ștafeta lui Timotei, vreau să vă spun că în dragostea lui și în dăruirea pe care o avea Pavel pentru lucrarea lui Dumnezeu, ultima scrisoare care o scrie din închisoarea Romei, am vizitat acea închisoare insalubră acolo, celula aceea în care a stat apostolul, ultima scrisoare care a scris-o, a scris-o prea iubitului copil în credință, Timotei. Și îl învăța, îl îndemna. Nu știu dacă dumneavoastră ați fost atenți în această dimineață când s-a citit pasajul, pe lângă sublinierea adu-ți aminte de Domnul Iisus și eu vreau ca să încep cu El și să termin cu El întotdeauna, vreau ca în evidență să iasă El și numai El, numele Lui să fie binecuvântat. M-am ferit întotdeauna și o spun celor care vin aici și vestesc cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu nu împarte slava cu nimeni. Feriți-vă să luați sau să doriți sau să râvniți să luați ceva din slava lui Dumnezeu. Toată slava și cinstea este a Lui, numele Lui să fie binecuvântat. Nouă nu ne folosește, n-are la ce să ne folosească. A încercat unul să ia din slava lui Dumnezeu și a zis, vreau să mă urc să fiu ca el. Și a fost coborât în adâncimile pământului, a mormântului, așa spune Cartea Sfântă despre Lucifer, cel care n-a fost mulțumit acolo unde era, deși era conceput și pregătit de Dumnezeu pentru o lucrare specială. De asemenea, citirea de astăzi, căci vă spuneam, lupta nu se dă între noi, nu. Adu-le aminte de aceste lucruri și roagă-i fierbinte înaintea lui Dumnezeu să se ferească de certurile de cuvinte care nu duc la alt folos decât la pieirea celor ce le ascultă. Pentru că lupta, când începe între lideri, între partide, începe cu povești, cu vorbe, cu replici. Până acolo încât Scriptura spune că atunci dacă îți vin aceste replici în cartea lui Iacob, fratele Domnului, el scrie, și foarte greu când citesc, parcă mi se pare că apasă parcă prea tare pe pedală Iacob, dar este foarte atent și el spune numai ceea ce Dumnezeu i-a spus să spună. Și este inspirat de Duhul Sfânt și spune, dacă aveți în inima voastră invidie, pisma amară și duh de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului, această înțelepciune, aceste replici, aceste cuvinte tăioase, nu vin de sus, așa spune, această înțelepciune nu vine de sus, este pământească, firească și merge parcă prea adânc și spune chiar drăcească. De aceea, stimați ascultători, vreau să ne concentrăm, să vă concentrați pe lupta care trebuie dată în câmpul Evangheliei. Avem o luptă de dus. Este un dușman foarte abil. Cred că și dumneavoastră ați sezizat că diavolul ar vrea două lucruri în principal. Să distrugă familia și să închidă bisericile. Asta vrea. Și atâta ne învârte și atâtea le amestecă și atâtea vor să se apropie de un punct, dar nu s-au așteptat la rezistența bisericii și la rezistența individului care îl are pe Dumnezeu. Ei nu s-au așteptat la aceasta. Au crezut că vor da cu tăvălug așa peste masele de oameni, peste biserici și o să le închidă și o să facă ei ce vor. Încă nu le este îngăduit, slăvit să fie Dumnezeu. Și dacă s-a prelungit timpul acesta, țineți minte, dacă se va prelungi timpul acesta de a ne putea aduna, nu se va prelungi timpul ca să ne certăm între noi.
Dușmanul este la ușă, lupta este puternică. Dumnezeu va prelungi timpul acesta ca noi să ne apropiem de El și să ne apropiem unul de altul. Slăvit să fie Domn! Că dacă noi ne ducem spre un punct, spre Dumnezeu, când noi ne apropiem de Dumnezeu, ce se întâmplă? Ne apropiem și unul de altul. Binecuvântat să fie Domn! M-am uitat în Scriptură și vă spuneam de dușmanul acesta care ne urmărește, care este foarte abil, căci nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui. Noi avem de luptat împotriva domniilor, a stăpânirilor, care sunt în locuri cerești, adică forța aceasta a răului, forța aceasta și armatele celui rău care se luptă împotriva poporului lui Dumnezeu. Am găsit o luptă în Vechiul Testament și fac acolo o subliniere. Vreau să citesc în Exod 12, este această luptă prezentată. Și vrem să pornim de la tabloul acesta din Exod, pentru că acolo este subliniat ceva, spune Moise, pentru că și-a ridicat mâna împotriva, versetul 16, pentru că și-a ridicat mâna împotriva scaunului de domnie al Domnului, Domnul va purta război împotriva lui Amalec din neam în neam. Acest Amalec îl reprezintă pe diavol, în spatele lui. Orice confruntare care o găsiți în Scriptură, Haman împotriva poporului Israel, alte confruntări, această bătălie de la Refidim, în spatele acestor bătălii, în spatele acestei lupte, stă diavolul cu armata lui. Și vreau să ne uităm la tabloul acesta. Sunteți o biserică într-un punct de cotitură. Sunteți frământați, am simțit aceasta. Vă gândiți oare ce o să fie, ce se va întâmpla, cine va fi, cine ne va conduce, cine ne va păstori? Sunt întrebări care le puneți și vă frământați. Dar vreau să vă învăț în această dimineață, privind în cuvântul lui Dumnezeu, că această luptă care se dă într-o echipă. Noi am construit Biserica Betel greu. Care ați vizitat-o, care nu vă invităm să o vizitați, am construit această biserică foarte greu. Așa să vă imaginați că surorile spălau cu peria de sârmă fiecare țiglă, fiind alcătuită din familii cu mulți copii. Suntem 1000 și ceva de membri și peste 1000 de copii. Un colos. Când ies copiii sâmbătă de la studiu, acum cu pandemia îi reglăm un pic să iasă mai părând, așa, dar tot când ies copiii în curtea bisericii și noi suntem înconjurați de blocuri de 10 etaje, mai în spate de 10, mai în față de 4, suntem o priveliște pentru oameni. Când este câte un botez, 20 ceva de candidați, 30 ceva de candidați, 40 ceva de candidați, să faci o mișcare în curtea bisericii și toată lumea pe la geamuri să uită ce fac pocăiții. Suntem o priveliște. Și așa de greu s-a construit biserica aceasta în care suntem, dar s-a lucrat în echipă. Nu s-a putut spune la urmă, dacă nu era Gheorghe, nu se făcea biserica. Dacă nu era Vasile, nu știu ce ne făceam. Dumnezeu ne-a dat lumină și am lucrat în echipă, slăvit să fie Domn. Și toată slava și toată cinstea și inaugurarea care s-a făcut, ce știți dumneavoastră, acum este o renovare care s-a făcut. Eu vorbesc de construcția cu greu în 91, 92, 93, până în 96 când am intrat în casa de rugăciune. A fost un har, ne adunam într-o adunare veche, insalubră, ploaie efectiv pe pereți, curgea condensul, aglomerată, supraaglomerată, extinsă, supraextinsă, dacă vreți. În mijloc era un stâlp mare, că abia nu știu dacă îl puteai cuprinde un om. Drept în mijloc, ca să stea tavanul, că mereu veneau autoritățile, au vrut să o închidă, a avut lacătul pe ea, a avut o istorie zbuciumată, dar s-a văzut mâna puternică a lui Dumnezeu, slăvit să fie Domn. Și această echipă, vreau să vă arăt aici în cartea Exodului, vreau să înțelegeți că dacă nu lucrez în echipă, dacă lucrez de unul singur, te stingi. Scoateți un lemn din sobă și vedeți că se stinge.
Trageți-l deoparte și vedeți că nu mai are nicio putere. Vine acest dușman și Moise trebuie să ia o măsură. Amalec a venit să bată pe Israel la Refidim. Un popor necăjit ieșit din Egipt, nu prea organizat la momentul acela, mai târziu ei s-au organizat, cortul întâlnirii, cum se ridica norul, cobora norul, tabăra se așeza dacă se așeza norul, totul era reglat, Dumnezeu a început să-i învețe disciplina aceasta. Dintr-un popor născut în robie, crescut în robie, a trebuit să facă un popor disciplinat ca în el să vină Mesia. A pregătit acest popor special în care să vină Fiul lui în lumea noastră. Și acest Amalec, obraznic, în spatele căruia stătea diavolul, a venit să bată pe Israel la Refidim. Atunci Moise a zis lui Iosua, alege niște bărbați și ieși la luptă împotriva lui Amalec, iar eu voi sta mâine pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mână. Iosua a făcut ce îi spusese Moise și a ieșit să lupte împotriva lui Amalec, iar Moise, Aron și Hur s-au suit pe vârful dealului. Priviți acest tablou, această luptă. Când își ridica Moise mâna, era mai tare Israel, și când își lăsa mâna în jos, era mai tare Amalec. Aici este scoasă în evidență puterea rugăciunii. Fără rugăciune nu veți putea face nimic. Și vreau să vă spun, stimați ascultători, această pandemie, pe lângă relele care le-a făcut, a făcut și un lucru bun, ne-a întors la odăiță, ne-a întors la rugăciune, nu mai avem ce să facem, nu știm ce să facem, vine duhul de frică, vine spaima aceasta, dacă ascultăm știrile, sigur ne lăsăm prinși un pic de flama aceasta a știrilor și începem să tremurăm, începem să ne speriem ce va fi. Am consiliat chiar și surori care au intrat în depresie și a trebuit să le îmbărbătez, a trebuit să facem rugăciuni cu frații, cu punerea mâinii, cu ungeri, cu un de lemn, ca să se elibereze de duhul acesta de frică. Rugăciunea este arma cea puternică. Moise ținea mâinile ridicate în sus și au văzut cei prezenți că atunci când are mâinile ridicate în sus, câștigă Israel, câștigă poporul lui Dumnezeu. Dar ce să faci, că Moise a fost un om. Cei care sunt chemați de Dumnezeu în luptă, în ogor, în muncă, sunt oameni și au nevoie să fie susținuți. Și Aron și Hur s-au gândit cum să facă să țină mâinile lui Moise ridicate sus. L-au așezat pe o piatră să-i fie mai ușor și Aron de o parte, Hur de cealaltă, îi țineau mâinile lui Moise trudite, ridicate sus. Moise avea peste 80 de ani, 40 în Egipt, toată cultura Egiptului, 40 de ani în spatele turmelor de oi, l-a învățat Dumnezeu răbdarea, meditația, ascultarea, rugăciunea, până când s-a întâlnit într-o zi cu Dumnezeu și acum avea peste 80 de ani. Mâinile erau trudite, dar până seara cei doi au ținut mâinile ridicate sus și în final bătălia a fost câștigată de Domnul și poporul lui. Slăvit să fie Domn! Vă întreb, putem spune că victoria a adus-o Iosua? Putem spune că victoria a adus-o Moise? Putem spune că victoria a adus-o Aron? Nu. A fost o echipă. Slăvit să fie Domn! Dumnezeu a dat biruință și vreau, stimați ascultători, în lupta aceasta care o aveți de dus în continuare, o luptă puternică într-un oraș destul de mare, e adevărat că atunci când vorbim de gherla, deci eu cel puțin când am început să aflu despre gherla, eu am știut de pușcărie. De la gherla am știut de pușcărie, am lucrat pe vremea lui Ceaușescu un timp cu un deținut politic, un frate baptist care a fost închis de o sentință de natură politică, făcuse parte din ceva rebeliune în sfârșit,
Și omul acesta mi-a recitat poezii din închisorile comuniste în 1987. Țineți minte. Îmi recita poezii din închisorile comuniste și mi-a vorbit de Siget, mi-a vorbit de Aiud, mi-a vorbit de Gherla. E adevărat că imaginea orașului sau emblema orașului, că și Gherla asta înseamnă o închisoare în interior, o închisoare cu grad mare de siguranță, asta înseamnă Gherla, închis undeva înăuntru, ca să nu mai ieși, celule, asta înseamnă. E adevărat că asta este ca o emblemă a orașului, dar chiar și oamenii aceia care sunt în pușcărie și oamenii aceia, pe ei îi iubește Dumnezeu cum ne-a iubit și pe noi și le vrea mântuirea. Primul dintre mântuiții Domnului Iisus a fost tălharul de pe cruce. Și lui, Domnul, primul la care a spus cele mai frumoase cuvinte, astăzi vei fi cu mine în rai. Ce mare și bun este Dumnezeu, numele Lui să fie binecuvântat. Chiar dacă sunteți într-un oraș cu emblema aceasta, sunteți chemați să duceți această luptă pentru Domnul și să se audă cuvinte frumoase despre adunarea lui Dumnezeu, despre poporul sfânt care este aici, care luptă în lupta aceasta care se dă pentru mântuirea sufletelor oamenilor. Slăviți să fie Domnul! Iată, dacă ne uităm în pasajul acesta din cartea lui Timotei, stimați ascultători, sunt imagini pe care apostolul le-a folosit și sunt patru cuvinte speciale folosite în textul acesta: suferă, luptă, muncește și rabdă. Sunt patru cuvinte folosite de apostol prin imaginile care le arată el. În mod deosebit, el spune că un ostaș nu se încurcă cu treburile vieții ca să placă celui ce l-a înscris la oaste. Noi suntem în această armată a Domnului, suntem chemați să facem lucrarea lui Dumnezeu și este așa de important să punem umărul în lucrarea lui Dumnezeu. Faceți tot ce vă stă în putere să puneți umărul la lucrarea lui Dumnezeu. Mare răsplată pregătește Dumnezeu pentru cei care se ostenesc în ogorul Lui. Vă spuneam la început că este foarte bine, este recomandat, e biblic să se lucreze în echipă. De peste 30 de ani sunt în conducerea bisericii, particip la ședințele de comitet și odată Duhul Sfânt ne-a spus, pe când eram noi adunați, poate chiar prin frații care ne-au vizitat, poate chiar de aici din zonă, fratele Gavril a mai venit la noi, fratele Valer, așa cum se spunea, mai avem o echipă de la Suceava care vin să ne ajute, frați slujitori, fratele Croitoru, fratele Axinte și alții care vin să ne ajute la Betel, mai avem o echipă la Izvin, fratele Toderaș, fratele Costică, au venit și o lucrare spunea în dreptul conducerii bisericii Betel. Și eu vreau să vă vorbesc din această experiență. Spunea omului Dumnezeu, am avut o vedenie, fraților, se vedea așa ca niște culoare pe care trebuia să alergați. Și fiecare din conducerea bisericii avea culoarul lui. Așa cum aleargă la concursuri de alergare, da? Pe culoare, fiecare pe culoarul lui. Dar la un moment dat, spunea omului Dumnezeu, am văzut în vedenie, că ați început să amestecați aceste culoare și să vă băgați unul peste altul. S-a făcut o învălmășeală și n-a ieșit nimic. V-ați împiedicat unul de altul, v-ați oprit unul pe altul, v-ați lovit unul de altul. Domnul spune, asta era mesajul acelei vedenii, acelei lucrări din partea lui Dumnezeu, Domnul spune, alergați fiecare pe culoarul vostru. Găsiți-vă, cu alte cuvinte, fiecare loc în lucrarea lui Dumnezeu. Vreau, stimați ascultători, să înțelegeți în această dimineață, nu știu cui se adresează acest cuvânt, dar găsiți-vă culoarul și mergeți pe culoarul pe care vi-l trasează Domnul. Fiecare om are chemarea lui și este loc în lucrarea lui Dumnezeu. Ce frumos când citim în cuvântul lui Dumnezeu pilda lucrătorilor viei. Eu m-am întrebat, cine se mai duce la ora 5 după masa
să mai caute oameni la lucru. Dar iese în evidență acest Dumnezeu care ne iubește, acest Dumnezeu care e ca un gospodar bun, care se gândește și la noi, să avem și noi o răsplată. Și s-a dus stăpânul la 5 după masa, în ceasul la 11, asta înseamnă ziua la evrei era de la 6 dimineața până la 6 seara, 12 ore de lucru. Și se duce stăpânul la 5 după masa, în ceasul la 11, și întreabă pe cei din piața de obște, de muncă. Ce stați aici așa toată ziua? Păi nu ne-a tocmit nimeni. Mergeți și voi și lucrați în via mea și vi se va da ce va fi cu dreptul. Și a venit, fraților, momentul răsplătirii. Și cei de la ora 6 de dimineață, și cei de la ceasul al 10-lea, și cei de la ceasul al 6-lea și la al 9-lea, că așa sunt prezentate, dar singurii la care le-a spus cât le dă, au fost cei de dimineață. S-au tocmit cu un dinar în original, cu un leu, dacă vreți, traducerea noastră, și i-a trimis la lucru. Celorlalți nu le-a spus cât o să le dea. Problema, într-adevăr, a fost la sfârșit, când s-a făcut plata. Ce vreau să vă spun, iubiți ascultători? Sunt slujbe în biserică și munci care le prestează omul, fie dărnicia, fie rugăciune, fie post, sunt slujbe care nu ies în evidență. Nu se văd. Oamenilor le place să se vadă. Eu vă spuneam de echipa care am lucrat la Betel, când am intrat în acest comitet, am zis, Doamne, ăștia sunt frații cu care trebuie să lucrăm și eu cu ăștia lucrez. N-am făcut niciodată caz de pregătire. Aș putea să vă spun așa, în paranteză, cam câți ani de școală am făcut, dar n-are nicio importanță pentru noastră. N-am făcut caz de această pregătire. Atâta că sunt în domeniul construcțiilor și trebuia unele lucruri să le aranjez din punct de vedere al construcției. Să știu fierul cum se pune, să conduc, să facem un cofraj cum trebuie, să trasăm o zidărie. Asta era de meseria mea, asta e altceva. Dar în lucrarea lui Dumnezeu fiecare are locul lui și sunt lucrări pe care le faci și nu se văd. De asemenea, când citim în cuvântul lui Dumnezeu, Apostolul Pavel nu mai știe cum să folosească imagine să înțeleagă oamenii și folosește imaginea bisericii ca un corp, ca un organism viu, ca un trup. Și noi, membrii bisericii, ca niște mădulare în trup. Știe cineva unde este pancreasul? Nu știe nimeni. Știți că în capătul pancreasului este o bucățică mică, numite insulele beta, care secretă insulina. Știți că fără insulină e dezastru. Omul își face injecție de 3 ori pe zi și uneori și de 4 ori pe zi, sau după fiecare masă își face injecție care nu are partea aceea a pancreasului, care nu funcționează, da? Ca să poată să trăiască, își introduce cu seringa acea insulină. Și nimeni nici nu știe măcar unde este pancreas. Și noi avem acest pancreas, un mădular de o reală importanță pentru noi și mic. Și insulele beta sunt și mai mici, o porțiune mică din pancreas care secretă această insulină, fără de care n-am putea să asimilăm zahărul și am da în boala aceea numită diabet. Cu cât mai mult în trupul lui Hristos sunt locuri și slujbe și funcții, dacă vreți, funcție în organism, fiecare mădular, fiecare glandă are funcția ei, așa am învățat la școală. În trupul lui Hristos sunt slujbe. Vă spuneam că la urmă voi privi spre Domnul Iisus, care face o rugăciune în Ioan 17. O să revenim la acea rugăciune. Dar este acolo în rugăciunea aceea o urmă de tristețe. Spune el, i-am păstrat pe cei care mi-ai dat, dar îmi pare rău că s-a pierdut unul. Știți ce spune apostolul Petru când alege un ucenic în locul lui Iuda? A fost părtaș cu noi aceleiași slujbe și scrie în cartea psalmilor, slujba lui s-o ia altul. Ce vreau să vă spun, stimați ascultători?
Este ideea pe care Mardoheu a scos-o în evidență când i-a transmis Esterii. Fii atent, ești acolo. Să nu cumva să crezi că îți va fi comod și vei fi în siguranță acolo unde ești și nu cumva să nu-ți pese de poporul din care te tragi. Fii atentă, Estera. S-ar putea că pentru o vreme ca aceasta ai ajuns acolo. Dacă tu nu ne ajuți, ajutorul vine din altă parte. Iubiți ascultători, dacă nu vrei să faci nimic, dacă nu te interesează lucrarea lui Dumnezeu, dacă nu vrei să fii la îndemâna lui Dumnezeu, că eu mi-am imaginat un medic și aș vrea să vă imaginați și dumneavoastră, un medic care intră în sala de operație și are unelte care se pot singure curăți. Bristuriu și ce folosește? Acul care coase la urmă și pensete și o grămadă de instrumente care le folosește. Pentru că în Scriptură spune, dacă cineva se curățește, devine un vas folositor stăpânului său. Dacă acest medic intră în sala de operație și ne imaginăm că aceste unelte care le folosește se pot curăți singure, care unealtă o va lua? Cea care este curată. Tot așa este și în lucrarea lui Dumnezeu, în ogorul lui, în trupul acesta lui Hristos, mădularele, în lupta aceasta, echipa care o formăm, tot așa El alege și folosește oameni care sunt pregătiți, care se curățesc și care devin vase folositoare stăpânului lor. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Găsiți-vă, stimați ascultători, locul și găsiți-vă slujba ca să lucrați, să luptați când este nevoie, pentru că sunt momente grele în care trebuie să luptăm cu noi înșine, cu cei din jurul nostru, cu duhul lumii, cu curentul acesta al lumii, cu filozofia lumii, dacă vreți. Este această luptă. Biserica lui Dumnezeu trebuie să rămână biserică. Doamne, lucrează Tu! Aș dori, iubiți frați și surori, să privim cu mare atenție la lucrarea lui Dumnezeu, pentru că la sfârșit se va da răsplata. Eu m-am gândit vara aceasta, am adunat și vara trecută, am adunat pe vechime și vreau să vă spun, stimați ascultători, ce important este un an de lucru, să-l ai la carte, să-i fie în arhivă, să te duci să-ți scoți adeverința și să o aduci la forțele de muncă, la casa de pensii. E așa de important. Abia atunci îți dai seama ce important a fost să lucrezi și să pui umărul. Și astea sunt răsplătiri omenești, dar foarte importante. Ai o asigurare medicală. Domnul m-a binecuvântat, nu vreau să mă laud, să nu mă înțelegeți greșit, dar uneori așa am alergat duminica la sectorul la care am avut, n-am beneficiat de salar, deși este corect, o biserică trebuie să-și întrețină păstorul, deci să nu mă înțelegeți greșit, dar așa a fost situația că am putut să lucrez la servici și am aflat după aceea că o parte din contribuția unor biserici a mers la vechimea unui frate, nu m-am supărat. Că asta am aflat tot târziu, că am văzut că Dumnezeu m-a răsfățat cu o pensie frumoasă și pe deasupra, că asta vreau să vă spun, ca un bonus din partea lui Dumnezeu, pentru că tatăl meu a fost prizonier la ruși vreo aproape 4 ani de zile, primesc ca bonus 1313 lei în fiecare lună, ca un fel de pensie de urmaș, pe lângă pensia care eu am slăvit să fie Domnul. Deci am văzut din partea lui Dumnezeu, pentru că vreau să citesc din cartea lui Maleahi și o să vă citesc în cartea lui Maleahi. Spune Domnul că va veni o zi a răsplătirii. Eu vreau să vă îndrept ochii spre această răsplătire. Că poate vă gândiți, dar de ce să muncesc eu atâta? E greu de lucru cu oamenii, așa este. A trebuit de multe ori să-mi cer iertare dacă am greșit. A trebuit de multe ori să iau vina asupra mea, ca să fie bine, să fie pace. Am învățat aceasta. Un păstor trebuie să spună, iartă-mă, te rog.
Un păstor trebuie să recunoască că a greșit, un slujitor din adunare trebuie să recunoască că a greșit, că suntem oameni, greșim. Dar ce bine este să-ți știi să-ți ceri iertare, ce bine este să acorzi iertare celor care ți-au greșit și să primești iertare de la cei care cărora le-ai greșit. E așa de frumos în corpul lui Hristos, în biserica lui, să fie această legătură strânsă între noi ca oameni, ca membri, ca mădulare în trupul lui Hristos. Va fi o zi a răsplătirii. Vreau să vă citesc din cartea, cum vă spuneam, din cartea lui Maleah. Îmi place așa de mult pasajul acesta. Pentru că erau oameni care au spus, da, ce să slujim lui Dumnezeu? Ce fără mine nu se poate? Și chiar au spus, degeaba slujim lui Dumnezeu și ce-am folosit, ce-am câștigat dacă am păzit poruncele lui. Acum fericim pe cei trufași. Celor lei le merge bine, da, ei ispitesc pe Dumnezeu și scapă. Așa este citatul acesta al oamenilor care erau nemulțumiți și că nu vreau să pună umărul în lucrarea lui Dumnezeu. La ce ar folosi? Să umblăm triști înaintea Domnului oștilor. Au fost persoane care au zis, ce atâta post, ce atâta rugăciune. Fraților, cea mai mare armă, cea mai puternică armă, Estera strălucește în Scriptură prin înțelepciunea aceasta și a spus, uite, mă duc în ciuda legii. Strânge poporul din capitală, 3 zile și 3 nopți voi posti și voi intra la împărat. Și dacă o fi să mor, voi muri. Ce armă puternică! Citiți acasă ultimile 24 de ore a lui Haman. Legăturile pe care le face Dumnezeu și are uneori simțul umorului Dumnezeu. El vine să ceară spânzurarea lui Mardoheu, vine să așa, se simte așa entuziasmat că Mardoheu începe să cadă în fața lui cumva așa și vine ziua răzbunării lui și Dumnezeu răstoarnă lucrurile în urma postului și a rugăciunii. Dumnezeu ascultă rugăciunea și primește postul, slăvit să fie Domnul. De aceea trebuie să lucrăm în ogorul Domnului. Ce am umblat triști înaintea Domnului? Ce ne-a folosit? Ce am câștigat dacă am păzit poruncile lui? Dar și cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Nu v-ați întrebat niciodată ce au vorbit oamenii ăștia? Că nu scrie aici. Ce vorbesc frații din Gherla când se întâlnesc? Hai puneți-vă întrebarea. Fiți atenți că se notează și ce vorbesc cei răi și se notează și ce vorbesc cei care se tem de Domnul. Și eu mi-am imaginat că se întâlnesc doi frați sau două surori din Ghela. Pace, soră, pace, mă bucur că te văd. Ce bine a fost azi la adunare, ne-am bucurat. O cânta sora cu tare, ne-am bucurat, cuvântul lui Dumnezeu, ne-a vorbit fratele păstor, ne-a vorbit fratele cu tare, cu tare. M-am bucurat la adunare, ce bine a fost la adunare. Pace, soră, pace, soră. Și s-au dus și s-au despărțit. Și scrie ce au vorbit ele. Pace, frate, ai fost la anuare, mai bine nu mă duceam. Iar o vorbit ăla, iar m-am săturat, m-am plictisit, nu mai suport, m-am săturat. Și se notează și ce au vorbit cei nemulțumiți. Dar spune mai departe, că aici am vrut să ajung. Cei ce se tem de Domnul au vorbit și ei adesea unul cu altul. Domnul a luat aminte la lucrul acesta și o carte de aducere a minte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele meu, numele lui. Ei vor fi ai mei, zice Domnul oștirilor. Îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu, voi avea milă de ei cum are milă un om de fiul său care îi slujește. Fraților, nu faceți diferență între copiii dumneavoastră, cel care te ascultă și care te slujește? Eu am 12 copii. Uneori trebuie să-l ajut pe unul ca să nu vadă celălalt. Dar țin cont de copilul care mă ascultă. Țin cont de copilul care mă respectă. Țin cont de cel care îl iubește pe Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu. Că-s diferiți, ca degetele de la mână, sunt diferiți oamenii. Spune aici că Dumnezeu va avea milă de ei, cum are milă un om de fiul său care îi slujește. Și veți vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău, dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu-i slujește. Alegeți ca să slujiți. Puneți umărul în lucrarea lui Dumnezeu.
intrați în această luptă, căci mare răsplată vă așteaptă. Vă spuneam despre Domnul Iisus, îmi place așa de mult. Ce ziceți dumneavoastră? I-a vindecat pe toți bolnavii? Nu. I-a mântuit pe toți din vremea lui? Nu. Dar citim în Ioan 17, finalul lucrării, plecarea lui de pe pământ. Parcă n-a putut să plece până nu i-a încredințat pe ucenici în mâna lui Dumnezeu. Face o rugăciune așa de frumoasă și îmi place așa de mult, aș tot citi-o, această rugăciune din Ioan 17, și vreau să închei în această dimineață uitându-ne la sfârșitul de cale al Domnului din viața pământească, sigur. El s-a dus la Tatăl și nu se odihnește. Acolo stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. L-a văzut Ștefan în picioare. Murea un sfânt, murea un martir sub ploaie de pietre. Fraților, da, dacă citiți acolo cu atenție la Ștefan, este atent Ștefan, știe că trebuie să spună la urmă, Doamne, primește Duhul meu, dar el nu moare până când nu are tăria și spune, Doamne, nu le ținea în seamă păcatul acesta. După aceea a adormit. Trebuie să trăim în pace cu oamenii. Trebuie să trăim în înțelegere cu frații și surorile. Particip. Am fost în familii, la împărțiri de averi, de pământ, de tensiuni de tot felul. Și așa de greu este să împaci pe cineva, să le spui că este o răsplată, că Dumnezeu va răsplăti, că va compensa. Este un principiu al compensării. Dacă ți s-a făcut o nedreptate, dacă în lucrarea aceasta care o faci, în lupta aceasta care o dai în ogorul lui Dumnezeu, primește o lovitură, o rană, o săgeată din partea cuiva. Am învățat de la păstorul nostru, fratele Eugen Micorescu, el este păstorul și apoi a fost adus și fratele Iosif Anca, suntem acolo împreună în conducerea bisericii, și am învățat de la fratele Eugen, printre alte lucruri, mai multe lucruri, dar am învățat un lucru deosebit. Spunea așa, frate Samuele, că eu îl întrebam, dar spune-mi, cine ți-a spus? Cine m-a vorbit de rău? De unde știți, cu tare sau cu tare? Eram curios să văd dacă îmi prezintă persoana care m-a ponegrit pe mine sau pe altul din biserică. Și a spus, frate Samuele, să fie clar, Domnul mie mi-a spus așa, dacă cineva trage spre tine cu o săgeată, nu lua săgeata și o trage înapoi, rupe-o. Eu dacă am primit o veste sau o știre, s-am făcut observație doar așa ca și coleg de slujbă și s-am spus ce trebuie să faci, să te ferești, dar eu cu săgeata înapoi nu mai trag. Dacă el a zis, nu contează cine a zis, tu ești apropiat de Domnul, fă lucrarea Domnului, că Domnul îți va răsplăti. Și am învățat, când cineva trage cu o săgeată spre tine, nu o da înapoi, rupe-o. Arată tărie și putere ca să ierți. Ștefan n-a murit până n-a spus, Doamne, nu le ținea în seamă păcatul acesta. Și atunci a putut să adoarmă liniștit. Pentru că aceasta este culmea slujirii, să poți să ierți pe vrăjmașul tău. Domnul Iisus, de acolo, de la înălțime, de pe cruce, a avut tăria să spună, Doamne, iartă-i, căci nu știu ce fac. Și la sfârșit, vă citesc acum în Ioan 17, pe scurt vreau să mă încadrez, să rămână timp și pentru fratele Valer, la sfârșit face o dare de seamă, face o rugăciune și spune, eu am și subliniat aceasta, spune, eu te-am proslăvit pe pământ, versetul 4, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Ce frumos să spui la urmă, am terminat cu bine. Deși, vă spuneam, n-a vindecat pe toți. Dar cine a cerut, cine a strigat tare, ai milă de mine, cine s-a apropiat de Domnul, cine a crezut, toți cei care l-au văzut în el, pe Fiul lui Dumnezeu, pe Mesia, pe trimisul fiului David, învățătorul și așa mai departe, au primit ceea ce au căutat. Am sfârșit alergarea pe care mi-ai dat-o, lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac, și acum proslăvește-mă la tine însuși cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Am văzut aici, iubiți frați și surori,
grija Domnului Iisus pentru colegii, pentru ucenici. Și foarte interesant, am văzut azi dimineață, până acum n-am sezizat, că n-am citit azi dimineață, am găsit un verset care m-a curentat, așa cum spun frații, când citesc versetul 24. Dar versetul 23, eu în ei, tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că, ascultați, i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. Adică am înțeles în această dimineață și vreau să vă spun, e o bucurie care am descoperit-o în Scriptură, că Domnul, că Dumnezeu ne iubește pe noi cum l-a iubit pe Fiul Său Iisus. Asta spune Domnul Iisus. Ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl. Să ne numim copiii Lui și suntem. Lumea nu ne cunoaște, căci nici pe El nu l-a cunoscut. A terminat cu bine această lucrare, s-a rugat pentru unitatea bisericii, pentru unitatea slujitorilor, s-a rugat pentru ei, a îndreptat spre Dumnezeu, sfințește prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul, cum m-ai trimis tu pe mine în lume, așa i-am trimis și eu pe ei în lume. Și eu însumi mă sfințesc pentru ei, ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. Dumnezeu să ne dea putere, iată o lucrare frumoasă la sfârșit, Domnul Iisus a sfârșit cu bine alergarea și vreau să vă spun în Ioan 14, a spus ucenicilor, mă duc să vă pregătesc un loc, în casa Tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Mare răsplătire, așteptăm această întâlnire cu Domnul, ei vor fi ai mei, zice Domnul, vor fi o comoară deosebită, aștept această zi a răsplătirii, lucrez în continuare, alerg în ogorul lui Dumnezeu, fac lucrarea lui Dumnezeu știind că într-o zi voi primi o răsplată. Și vă recomand și noastră, stimați ascultători, să puneți umărul, să faceți ce vă spune Domnul, pentru că va fi bine la sfârșit, să primim o răsplată, să ne spună cuvinte frumoase, vino, slugă bună și credincioasă, peste puține lucruri ai fost, peste multe te voi pune. Intră în bucuria stăpânului tău. Amin.